Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a sfințit astăzi biserica din filia Valea Ramnei a parohiei Cornereva. Momentul a fost unul de o importanță deosebită, deoarece această comunitate nu a avut niciodată un locaș de cult. A fost zi de mare bucurie duhovnicească pentru credincioșii din filia Valea Ramnei, județul Caraseverin, care de astăzi au un nou locaș de cult. Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a sfințit biserica ce a primit hramul Pogorârea Sfântului Duh. În continuare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, iar la final i-a acordat părintelui paroh rangul de iconom stavrofor. Primarul comunei Cornereva i-a oferit ierarhului titlul de cetățean de onoare al acestei localități. Sfințirea sau prorosirea unui noi biserici poate fi asemănită cu o naștere. Este o zi de sărbătoare pentru dumneavoastră, pentru că aici, în acest loc binecuvântat de Dumnezeu, la poalele munților, aveți o biserică nouă la care să veniți și să vă rugați. O biserică nu foarte mare, dar o biserică frumoasă și o biserică construită cu trudă și cu dăruire. Religia și biserica este pilonul principal în lume, până la urmă, și în țara noastră, ca pe care se bazează societatea. Pe lângă învățământ și sănătate, să știți că religia și biserica este un pilon pe care stă statul român. Eu sunt mândru când particip la asemenea evenimente și mă bucur din suflet, pentru că se mai construiește o casă lui Dumnezeu, cum se spune. Și de aceea vin cu drag la orice acțiune de genul ăsta. La eveniment au participat mulți credincioși, printre care copii și tineri îmbrăcați în costume populare. Am poposit duhovnicește aici, în parohia Cornereva, mai precis în filia Valea Ramna, pentru a târnosi o biserică necesară pentru credincioșii din această comună a Banatului de Munte. Iată cum Dumnezeu ne-a ajutat în 4 ani să ridicăm aici, în comuna Cornereva, pe Valea Ramna, o biserică închinată praznicului de astăzi, Pogorârea Sfântului Duh. Îi felicităm pe toți cei care, într-un timp record, au contribuit la ridicarea acestei prea frumoase biserici. Încă nu este pictată, dar oricum are un iconostas frumos și în viitorul apropiat va fi împodobită și cu veșmântul picturii. Piatra de temelie a Bisericii Pogorârea Sfântului Duh din filia Valea Ramnei a fost pusă în data de 10 mai 2014. Până în prezent, credincioșii de aici au mers duminica și în zilele de sărbătoare la slujbele oficiate într-o biserică aflată la câțiva kilometri distanță de sat.